Lor, arătați în banul dajdei, iar ei au adus un dinar. Iisus le-a spus, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, dați de cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rob netremni și cu milință aducem această mulțumire, bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român, prin marea lui înuire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumind rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire învrednicită ale împlinit cerurile lor, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință în dragostea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune adobândele tale binefaceri împreună cu toți credincioși robii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește pace, sănătate și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, reîntărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhule pădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea cea către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii comunei noastre și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Înainte de a încheia slujba, o să facem și o scurtă slujbă pentru cei adormiți dintre eroii care sunt așezați cu trupurile lor pe locul acesta. Miluiește-ne prin noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Încă ne rugăm miluiește pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, ale fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui fără de început și Preasfântului și Bunul și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi eroi, ostași români căzuți pe toate câmpurile, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire.
Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să iert cu drept să-L miriar pe noi, să-L miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ierte, să trăiți pomenire. Dumnezeu să ierte. Doamna primar, domnule viceprimar, doamna director, iubiți români, iată evenimentul de astăzi pe care îl săvârșim așa la moment aniversar. Începem prin a vă spune la mulți ani, multă sănătate, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți bucuria aceasta pe care fiecare român o are astăzi de ziua națională. Ne aflăm în locul acesta, un loc sfânt al comunei noastre, dar și a neamului nostru românesc, pentru că aici au fost aduse atâtea osemințe ale ostașilor, care în decursul timpului au căpătat această formă și pe care noi îi cinstim astăzi și de ziua națională. Este adevărat că nu suntem într-un număr atât de mare ca de ziua înălțării Domnului, dar am marcat prin bunăvoința dumneavoastră ziua aceasta a României, data de 1 decembrie, tot în locul acesta, ca și o comemorare a înaintașilor noștri, și nu vom uita niciodată că noi, patria noastră, este zidită pe această jertfă a eroilor ostași români. Mulțumindu-vă pentru invitație, vă dorim multă sănătate cu ocazia acestei frumoase și binecuvântate zile a neamului nostru românesc. Ziua de 1 decembrie este o zi atât de importantă pe drapelul tricolor al patriei noastre și credem că noi toți cei care simțim românește astăzi simțim că orice fărâmă de pământ și loc pe care noi locuim ca români este binecuvântat și este câștigat cu multă jertfă. De aceea avem o recunoștință pentru toți cei care se ostenesc și caută în așa fel ca viața noastră să fie ghidată după toate principiile pe care patria, Constituția și țara noastră le are. Dumnezeu să vă ajute și la mulți ani. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte Protopop Ioan Bârgăoanu, mulțumim, Părinte Turcu, pentru prezența dumneavoastră alături de noi și pentru faptul că ați onorat astăzi în Cimitirul Eroilor pe înaintașii care și-au pierdut viața, pentru ca noi astăzi să putem sărbători această zi minunată, ziua României, ziua tuturor românilor. Ne aflăm într-adevăr într-un număr destul de mic, deoarece este așa o vacanță frumoasă și fiecare a considerat că poate să beneficieze de aceste zile libere. Nu asta este o problemă, că poți sărbători oriunde te afli această zi frumoasă, ziua României, 1 decembrie. Și trebuie să recunosc că școala noastră din Mănăstirea Cașin, de-a lungul unui an, are o mulțime de evenimente prin care aduc în sufletul copiilor ideea de patriotism, ideea de iubire a locurilor natale. Am constatat că aceste cadre didactice frumoase, mănăstireni sau nu, au reușit cu copiii noștri să facă lucruri foarte frumoase. Astăzi, noi, de fapt, sărbătorim și trebuie să ne gândim tot mai mult la ideea de pace, ca Dumnezeu să facă pace în lume, să ne gândim la toleranță, la armonie și să ne iubim aproapele. Trebuie să spun că trăim într-o comună frumoasă, dăruită de bunul Dumnezeu cu multe, multe lucruri frumoase și noi suntem mândri de acest lucru. Și astăzi trebuie să ne gândim la mănăstirenii care au reușit în locurile unde au ajuns să facă lucruri frumoase și la mănăstirenii de aici care reușesc în zi, fiecare zi, să facă câte ceva, un lucru cât de mic pentru comuna noastră și pentru dezvoltarea comunii noastre. Așadar, la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Mănăstirea Cașin,
la mulți ani mănăstire. Doamna directoare, voi începe cu un citat de Nicolae Bălcescu, care spune așa: Unitatea națională fu visarea voievozilor noștri viteși, a tuturor oamenilor noștri cei mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului spre a o împărtăși lumii, pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră. De-a lungul istoriei au fost mari oameni care au luptat pentru unitate. Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare au luptat în îndelugata lor viață pentru acest lucru. Urmează apoi Mihai Viteazul, care a murit la Câmpia Turzii și nu înainte de a înfăptui pentru prima dată unirea politică a țărilor românești. Unire care n-a durat mult, dar care a constituit și a trezit în inimile românilor acea speranță că visul lor poate fi realizat. A urmat apoi, la 24 ianuarie, Alexandru Ioan Cuza, care a unit Moldova cu țara românească. Această unitate a durat, dar rămăsese pe din afară Transilvania. Acolo locuiau tot români și Transilvania voia să se alăture patriei mame. Și iată că la 1 decembrie 1918 s-a putut realiza acest lucru, când Transilvania s-a alăturat patriei mamă. S-a constituit atunci România Mare, România dodoloață, așa cum se auzea din curtea unei case un copil care striga după ce s-a înfăptuit această unire: trăiască România dodoloață. Iată că s-a înfăptuit acest vis mare al poporului român și ziua de 1 decembrie este o zi sau considerată cea mai importantă zi din istoria poporului român și de aceea a fost declarată ziua națională. Și de ce să nu spunem, noi suntem mândri astăzi că putem sărbători în această zi ziua României și cum să nu aducem un prinos de recunoștință tuturor celor care s-au jertfit, care au luptat de-a lungul anilor, și cum să nu spunem că noi astăzi suntem mândri că suntem români și că putem spune din inimă la mulți ani România, la mulți ani români. Mulțumim, doamna directoare a școlii Regina Maria. Dăm cuvântul și domnului Cătălin Dima, președintele cultului eroilor din Mănăstirea Caș. Onorată asistență, sărbătorim astăzi 104 ani de la înfăptuirea României Mari, pentru prima dată în istoria României, și sper că acest lucru se va mai întâmpla vreodată, cel puțin așa cred eu. Totodată suntem aici pentru a aduce un prinos omagiu eroilor datorită cărora s-a înfăptuit România Mare. Ce să vă mai spun? La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani dragi mănăstire! Mulțumim! Mulțumim pentru participare și vă urăm o zi frumoasă, însă nu familiei dumneavoastră. Noi am pregătit la domnul Mocanu,